Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Mi se face așa din emisie că trebuie să intrăm. Eu tocmai lecturam acum un OUG. OUG, adică o ordonanță de urgență a guvernului Orban, care prevede că persoanele infectate cu noul coronavirus, dar asimptomatice și cele simptomatice fără comorbidități, mă scuzați, vor fi tratate la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. Ordonanța a fost adoptată de guvernul României pentru că, oameni buni, se pare că se îngroașă gluma, nu prea mai avem cale de întors, chiar dacă vom face alegeri în decembrie, va trebui să luăm măsuri până atunci, să luăm măsuri noi, fiecare pentru noi, pentru că se pare că altfel e cam greu, să ia măsuri autoritățile locale pe umerii cărora a fost pasată toată răspunderea. Autoritățile locale care sunt obligate acum să acționeze mult mai ferm. Până acum era mai așa, haide, mai vedem, mai aranjăm, mai raportăm, când e 3 la 1000, 3,5 o mai lăsăm și mai vedem, noi poate scade. Acum lucrurile nu mai sunt așa și avem exemple foarte clare. De exemplu, la Piatra Neamț, într-un liceu, au fost suspendate mai multe cursuri, mai multe clase, de la cursurile direct în școală. Aveai la un moment dat 7-8 clase care învățau de acasă și oficial ni se spunea că există un singur caz de infectare cu coronavirus. Circulă și tot felul de legende, că unor profesori din toate școlile din Neamț li s-a spus să spună că au o răceală ușoară și că nu e cazul de coronavirus și ca să poată să meargă activitatea înainte. Dacă aceste legende sunt adevărate, cei care au sunat și au spus cum trebuie să răspundă la aceste întrebări sunt inconștienți și criminali. Dacă sunt asemenea persoane, ei trebuie tratați și ei de altfel, la izolare. Nu carantină, izolare. Trimiși la izolare, pentru că ce fac ei se cheamă combaterea zădărnicirii bolilor. Și simplu fapt că ocupi o funcție și încerci să faci treaba asta este penal. Dar situația, la noi e o redacție, știți, mai sunt unii care mai trântesc, mai fac și alte lucruri, suntem în direct, adică, da, suntem în județul Neamț, într-o situație destul de grea, ne-am primit tot felul de situații de la prefectură, pe grupul prefecturii, dar să nu uităm că cei cheia și lăcata în toată această criză sunt cei de la DSP. De aceea, în această dimineață, încercăm să stăm de vorbă cu directorul DSP Neamț, Radu Fierăstrău, să ne spună domnia sa exact cum stăm, ce date avem, ultimele date privința acestui virus. Să vedem dacă reușim să stăm de vorbă cu domnul Fierăstrău. Dacă da, atunci chiar ar fi foarte bine. Bună dimineața! Alo. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Bonănescu! Bună dimineața celor care ne privesc și ne ascultă. Domnul director, haideți un pic să încercăm să facem un tablou al situației din Neamț, așa cum aveți datele de ieri și dacă mai aveți și date de astăzi ar fi foarte bine. Deci, care este situația din punctul de vedere al DSP-ului?
Avem situații actualizate chiar de astăzi. Până în acest moment s-au efectuat 48.456 de teste, dintre care 5.276 de cazuri au fost confirmate. Iată că am depășit pragul de 5.000 de la începutul pandemiei. 1.347 de cazuri noi au fost depistate în ultimele două săptămâni, respectiv 656 de cazuri în ultimele 7 zile. Foarte mult, foarte mult, nu? Foarte mult, v-am spus chiar data trecută când am intrat în emisiune, dacă după lunile de lockdown din martie, aprilie și mai, în luna iunie am avut 82 de cazuri, uitați-vă că în această lună avem peste 100 în fiecare zi, deci mai mult decât am avut toată luna iunie la un loc. Astăzi, la raportarea de la ora 1, vor fi 100 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei au fost 146 de decese. Spitalele, așa cum știți, sunt pline la noi în județ. Am avut de multe ori situația în care acestea au fost blocate și n-am putut aduce oameni până când nu au fost făcute internări. Respectiv 400 de persoane infectate sunt internate în Spitalul Județean și 23 sunt astăzi internate la Spitalul de la Bisericani. În Spitalul Județean sunt 53 de persoane suspecte, 15 persoane confirmate COVID și 2 suspecți sunt internați în secția de ATI a Spitalului Județean. Aici iar ne confruntăm cu o situație critică. De multe ori capacitatea este atinsă în proporție de 100%. Păi acum este atinsă, înseamnă, dacă sunt 15 plus 2, din câte știu eu, sunt câte aparate? 12 sau ceva de genul acesta? Sunt 13 aparate. Nu toată lumea de pe ATI necesită ventilație, fi intubată, da. Dar capacitatea este atinsă. Așteptăm niște soluții din partea Spitalului Județean. Ei au hotărât ca în această săptămână să facă niște modificări, să-și mărească capacitatea pe ATI. De altfel, printr-o adresă de la Ministerul Sănătății, am rezervat pentru ATI COVID și 2 paturi la Spitalul Municipal Roman, respectiv 10% din capacitatea lor, ei având un număr total de 20 de paturi pentru ATI. La Târgu Neamț? Da, vă rog. 16.000 de persoane au fost testate în județul Neamț, în total, până acum. Am spus aproximativ 50.000 de teste. Dacă în luna septembrie am avut 1.100 de cazuri, până acum, în luna octombrie, suntem în 23, deja avem 2.000 de cazuri. Probabil că până la sfârșitul lunii vom depăși pragul de 2.500, dacă nu chiar vom atinge 3.000. Eu sper să nu. Deci, din câte... Da, vă rog, vă rog. Spuneți. Nu. Vă rog, nu, vă rog, continuați și după aceea o să vorbim, dialogăm. Vroiam să vorbesc și despre focare, fără însă a da cifre exacte. După cum bine știți, astăzi, vineri, așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri, noi vom da un comunicat de presă în care vom spune concret pe fiecare focar cifrele. Așa cum știți, există focare în Roma, în Spitalul Municipal de Urgență. Există focar în cadrul complexului de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman și în centru rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor. În Piatra Neamț există focar la Spitalul Județean, în cadrul secției cardiologie și UPU și la Centrul Social Pietricica. La Târgu Neamț, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț și complexul de servicii Ozana, iar la Bicaz și Dubrava Roșii, în cadrul a două cămine de bătrâni, avem cazuri pozitive și în rândul beneficiarilor și a salariaților. Deci, la cum arată lucrurile, domnul director, sunt probleme, mai ales că în Piatra Neamț două secții, adică esențiale, UPU și cardiologia, știut fiind faptul că bolnavii de COVID cu probleme cardiace sunt în categoria aceea de super vulnerabilitate. Nu mai vorbim de Spitalul Roman, deci sunt probleme deosebite. Deosebite, deosebite. Cum stăm cu incidența pe localități? Cred că astăzi Piatra Neamțu, dacă avem 100 de cazuri în județ, Piatra sigur va deține cel puțin un 40-50% din aceste cazuri.
și ne ducem bine de tot peste 3, nu? Se lucrează la această analiză momentan, deocamdată avem doar numărul de cazuri pozitive. Incidența, haideți să ne referim la cea care a fost ieri, dată și ieri presei. După cum bine știți, Piatra Neamț a depășit pragul de 3 la 1000, 3,14, dacă nu mă înșel, nu am în față. Da, 3,14. Bicazul 3,70, Girov 3,60 sau invers ar putea să fie oricum. Girovul 3,70, 3,70 și Bicaz 3,60. Astăzi avem ședință de Comitet Județean de Situații de Urgență, unde se vor lua măsurile care se impun. Trendul, din păcate, este ascendent. Uitați-vă ce se întâmplă în toată țara și nu numai în toată țara. Uitați-vă în toată lumea ce se întâmplă. Din păcate, acest al doilea val a fost mult mai agresiv față de primul. Trebuie să fim pregătiți și trebuie să fim cu toții responsabili. Cu toții cred că am fost afectați de COVID-19 într-un fel sau altul. Prin urmare, avem cu toții același dușman comun, care este un virus mortal. Prin urmare, rog pe toată lumea să păstreze, să ia toate măsurile și să respecte toate regulile sanitare, să poarte mască. Din propria experiență, eu am fost bolnav de COVID, dar purtând mască în instituția DSP, atât eu cât și colegii mei, vă asigur că nu am dat boala nici măcar unei singure persoane. Iată, deci că m-am convins că purtatul de mască reprezintă o măsură foarte eficientă pentru a limita răspândirea virusului. Domnul director, am citit la începutul emisiunii hotărârea de guvern, OUG-ul, cu bolnavii asimptomatici sau cei fără comorbidități, nu mai pot să-l pronunț. Comorbidități. Da. Sunt boli asociate, sunt persoane cu risc. La asta se referă aceste comorbidități. Nu, deci ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla practic? Cum va fi procedura? Au venit normele de aplicare a acestei OG? Au venit acum, chiar acum acest lucru făceam, studiam noua legislație. Dacă mă lăsați până la sfârșitul zilei ca să aprofundăm noua legislație, vă putem da. Vă dați seama că foarte multă lume așteaptă. Da, în principiu, pacienții asimptomatici nu vor mai fi aduși la spital, ei vor intra sub monitorizarea medicilor de familie. De altfel, ca ultimele măsuri înainte de apariția acestui OUG, am spus, persoanele asimptomatice sau cu simptome ușoare erau aduse la spital și evaluate în UPU, iar dacă examenul radiologic și analizele de sânge ieșeau bine, persoana era în aceeași zi acasă și îi se impunea măsura izolării la domiciliu, deci nu mai era obligatorie internarea. Acum uitați că apare acest OUG cu noi precizări. Așa cum am spus, persoanele asimptomatice vor rămâne acasă și vor intra sub monitorizarea medicilor de familie. Da. Vă mulțumesc pentru precizări. Este foarte important să știm unde sunt focarele. Și haideți să mai spunem o dată un lucru. Că atunci când se calculează incidența la 1000 de locuitori, nu sunt trecute și persoanele aflate în focare, nu? Așa este, aceea este incidența totală. Scopul pentru acest calcul sau cauza pentru care se dau jos cazurile din centre este de fapt că în aceste centre cumva răspândirea virusului este controlată. Nu vorbim despre o răspândire comunitară, noi doar la aceea ne referim. Și aceasta este cifra care se ia în calcul. Bineînțeles că adăugând centrele, incidența totală este mai mare. Da, din punctul meu de vedere, și aici nu vreau să fac alte comentarii, este o joacă cu cifrele, pentru că atâta timp cât pe raza teritorială, administrativ-teritorială a unei localități, ai un focar, el ar trebui acolo. Acestea sunt izolate. Da, am înțeles. Am înțeles. Cifrele acestea jos. Am înțeles. Spuneți-mi un pic, la ce ne putem aștepta după ședința de astăzi? Știu că nu știți ce se va întâmpla, dar
un scenariu așa, probabil că trebuie să propuneți dumneavoastră acolo. Ce ne putem aștepta? Nu mă pot antepronunța, vedem ce decizii se vor lua. În principiu, toate localitățile care au depășit incidența de 3 la 1000, în toate aceste localități, cu siguranță se închid școlile, se va trece la învățământ online, restaurantele vor fi închise la interior, teatrele, cinematografele și așa mai departe. Acestea sunt măsurile. Au apărut ieri în spațiu public niște știri din acestea bombastice, cum că Piatra Neamț va fi carantinat. Nu este cazul deocamdată. Când este vorba de carantină, se fac niște analize foarte, foarte serioase, bazate pe niște criterii strict matematice. Deocamdată nu vorbim despre carantinarea orașului Piatra Neamț. Care ar fi aceste criterii, domnul director? Vă pot da câteva exemple. În această analiză să iau în calcul criteriile care se referă la trendul ascendent sau descendent în ultimele 14 zile, la dacă există populație îmbătrânită în acea localitate sau nu, la gradul de ocupare a paturilor pe ATI și aici, după cum știți, stăm rău. Sunt foarte multe criterii și fiecare din acestea are un anumit punctaj și calculul este pur matematic, deci nu se poate discuta aici. Bine, calculul este matematic, criteriile sunt destul de volatile, apropo de populație îmbătrânită sau alte lucruri, dar așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, așteptăm cu toții Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de după amiază. Astăzi la ora 1 va fi ședința. Mai ales părinții și profesorii și directorii de școli așteaptă, pentru că vă dați seama că va fi bulversată activitatea multora dacă va trebui să stea copiii acasă. Vă mulțumesc, o zi bună și numai bine. La revedere, mulțumesc și eu. A fost Radu Fierăstrău. Să reținem din ce a spus domnia sa faptul că dacă porți mască, nu poți să dai și la alții boala. Domnia sa a trecut prin această, să spunem, etapă, chiar mergând la servici nu a dat boala, probabil se referă la perioada cât nu știa încă că are virusul, pentru că dacă nu putea să mai vină la serviciu. Cel puțin așa înțeleg eu. Deci nu se va carantina probabil orașul, adică mai mult ca sigur nu se va carantina deocamdată, dar vreau să vă aduc în atenție faptul că avem deja un liceu de renume, Liceul Petru Rareș, în care cursurile de astăzi se fac online, după ce zilele trecute erau mai multe clase în această situație. Și pentru a ne lămuri cum stau lucrurile, vom intra în direct, dacă reușim, și cu directorul Liceului Petru Rareș, domnul Grigoruță Oniciuc, dacă pentru a ne spune ce se va întâmpla și cum s-au pregătit ei. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț. Opa, s-a întrerupt legătura, s-a întâmplat ceva, dar revenim. Revenim. Sau când am spus cafeaua de dimineață, domnul profesor fiind la ore, probabil, sau... Îmi cer scuze. Nicio problemă. Am crezut că atunci când ați auzit de cafeaua de dimineață, ați închis. Nu. Îmi doresc și eu să beau o cafea de dimineață, n-am apucat încă. Bună dimineața! Domnul director, care este situația la Petru Rareș? Pentru că ați fost nominalizați într-un ordin al prefectului, de astăzi, practic, ați trecut în totalitate la cursuri online. Ce s-a întâmplat și care sunt planurile pentru viitor? Au fost câteva cazuri de infecții cu COVID, atât la cadre didactice cât și la copii. A debutat cu cazul unui coleg care imediat după alegeri, odată confirmat, a stat acasă. Apoi au început să apară, au fost două cazuri de infecții din familie, unul dintre părinți fiind depistat pozitiv, a transmis și tuturor membrilor familiilor respective.
Și astfel ne-am trezit că avem deodată doi copii în această situație. Doi copii plus un profesor. Doi copii plus un profesor, apoi a mai apărut cazul unui profesor, a unei doamne profesoare. În primă instanță, în primul caz, conform ordinului comun, la clasele la care a predat un profesor în cursul zilei de miercuri, pentru că luni și marți au fost zile de după alegeri și s-a făcut dezinfecție, au intrat în sistemul online. Iar astăzi ieșind din această situație, dar din păcate au reintrat, da. Au reintrat. Iar același lucru l-am procedat și aici, numai că doamna profesoară, având o specialitate la care numărul de ore este mic, a intrat la multe ore și atunci a trebuit mult mai multe clase să fie trecute în sistem online. Ideea este foarte simplă: în momentul în care, nu neapărat într-o școală, cât în comunitate, lucrurile decurg în așa fel încât se constată o creștere și la nivel național, nu numai la nivel local, lumea începe să devină precaută. Am avut cazuri și de colegi care au preferat să intre cu concediu medical pentru a nu se expune, știu eu, drumului până la școală, întorsului acasă, copii care fac navetă pe diferite mijloacele de transport în comun, de nu neapărat sunt toate condițiile de, să spunem, sanitare respectate. Nu poți să aduci pensionari să predea pe orele profesorilor care sunt în concediu medical, pentru că intri într-o cu totul altă treabă. Și când s-a confirmat cel de-al treilea caz, Consiliul de Administrație al Unității Școlare a propus și a fost aprobat de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trecerea în sistem online. Domnul director, să înțeleg bine, deci Consiliul de Administrație a școlii a propus trecerea în sistem online. Da. Am avut trei întâlniri în weekendul trecut, sâmbătă, duminică și luni, cu părinții, am judecat mult și cred că am luat o decizie care să asigure siguranță atât colegilor mei, profesori, cât și copiilor. Ca să nu fim bănuiți de alte, știu, lucruri, pot să aduc aici în atenția publică că a mai apărut un caz imediat după și vă dați seama cam cum ar fi fost în școală și în comunitate o asemenea situație. Eu... Deci, vă rog. Da. Asta este realitatea. Noi în școală condițiile le avem, zicem, foarte ok din punct de vedere sanitar. Chiar copiii au spus că se simt în siguranță, dar nu ai ce face în momentul în care termină orele și dacă dorește cineva să facă, știu eu, o scurtă trecere revistă a pietonalului din fața colegiului și nu numai de acolo, ci în jurul oricărei școli sau în zona autogării, în zona gării, cam cum se respectă și cât de mult mai sunt respectate regulile pe care în școală le impunem, le respectăm cu toții, iar când se iese afară, avem probleme. Eu aici mai am încă ceva de spus. Ultimul caz confirmat provine dintr-o escapadă, să spun așa, pe care au făcut-o niște tineri undeva, la o cabană. Nu știu cât determinare au avut părinții respectivelor copii să-i lasă să plece într-o asemenea situație, în condițiile acestea, și au mai fost cazuri de copii care s-au făcut majorate, și-au făcut aniversări, au făcut petreceri, au ieșit și evident că pentru a fi prezent acolo, nu chiar toți au spus că au pe bunicul, pe bunica, pe mami, pe tati infectați sau bănuiți de, doar ca să fie acolo. Și după încep să apară probleme. Eu nu pot decât să vă felicit pentru inițiativă, pentru că, într-adevăr, nu ascunsul sub preș a situației nu ajută cu nimic. Ba mai mult decât atâta, face rău. Și sunt și alte cazuri de școli în care situațiile se prezintă la fel. Eu nu cred că există vreo școală în care să nu avem cazuri și în consiliile de administrație au acționat mult mai pasiv. Spuneți-mi... Eu aș prefera să discut doar de situația din școală de la noi.
Sunt mulți părinți foarte interesați care au sunat și au dorit să cunoască care este realitatea și nu ai cum să nu fii corect față de ei, pentru că până la urmă, oricare dintre noi, dacă ar avea copilul într-o comunitate în care există un caz măcar sau două, încep să-și pune probleme. Și cred că soluția aleasă a fost cea corectă, mai ales că școala este pregătită pentru trecere în online. Am văzut și eu ce se întâmplă și în București și în alte zone. Am discutat cu directorul de la Colegiul Sfântul Sava din București, de la Mihai Viteazu, alte colegi de prestigiu din țară care au avut o situație asemănătoare cu a noastră, unde acolo au fost din personal auxiliar infectat. Da? Și eu, împreună cu colegii mei, ne-am preocupat. Avem 22 de tablete grafice pentru profesori, le-am distribuit colegilor care doresc să lucreze pe aceste tablete. Este practic o tablă interactivă la dispoziția profesorului cu care țin orele. Sunt o parte dintre colegi care au venit la școală pentru că infrastructura IT din Rareș permite la acest moment să se desfășoare în condiții foarte bune și lecțiile acestea. A fost o primă perioadă mai dificilă pentru că n-am avut bandă dedicată, n-am avut rețea corespunzătoare, pentru că oricât ai vrea tu să faci într-o oră nu știu ce lucru, dacă nu poți transmite de acolo mai departe, degeaba te chinui. Deci trebuie să asiguri infrastructura de a pleca din școală informația corect, deci trebuie să ai un internet de viteză și bandă asigurată și de altfel și dincolo la părinți trebuie să existe de asemenea o legătură corespunzătoare la internet. Dacă acasă în același timp pe computer este elevul și mai are și telefonul cuplat pe internet și mai are și fratele lui care tot așa pe telefon, atunci traficul pe care l-au în casă se împart la numărul total de dispozitive și evident nu se transmite bine de la școală, nu fac ăia nimic, lucrurile sunt trebuie înțelese la fiecare casă în parte și studiate și găsite cele mai bune soluții. Am încercat de atunci, de când s-a pus problema de a avea această variantă și hibrid de lucru, să găsim cele mai bune soluții și cred că am găsit ceva soluții. Nimeni n-a avut până acum un know-how în domeniul ăsta ca să poată și transmite imagine foarte bună și sunet foarte bun. Mai nou am și achiziționat 28 de microfoane, să spunem, semiprofesionale, astfel și am făcut probă, astfel încât copiii de acasă să audă foarte bine ceea ce se întâmplă în clasă. Vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc baftă și succes și încă o dată felicitări pentru inițiativă, pentru că nu este permis ca să pui în pericol sănătatea copiilor și a cadrelor didactice în mod inutil, în asemenea condiții. O zi bună! Mulțumesc, o zi bună, domnul Bălărescu, toate cele bune! Vedeți cum se pune situația și aflăm niște lucruri din asemenea dialoguri. Pentru că în hârtiile care vin, de exemplu, din zona oficială, ni se spune, la Rareș am avut 7 clase în învățământ online. De ce? Pentru că era un profesor care avea ore la toate aceste clase. Dar nu ni s-a spus, de exemplu, de ce Rareșul nu a intrat în învățământ online în totalitate, deși se pare că îndeplinea condițiile. Consiliul de administrație a făcut presiuni pentru a intra în online. Sunt o serie de probleme de comunicare. Cum vă spuneam, noi am fost sunați la redacție de profesori care ne spuneau inclusiv faptul că au fost ei sunați și li s-a spus să spună că au doar o gripă ușoară și să nu spună mai departe că sunt infectați. Dacă este așa, e destul de grav. Sună cineva pe telefon în momentul acesta, nu o să putem lua pentru că vrem să intervenim cu un alt director de școală, dacă vom reuși. Este vorba de directorul unei școli din Târgu Neamț, care are și el toate clasele în învățământ online, să vedem ce se întâmplă acolo și
cum vor acționa cei de acolo și ce s-a întâmplat că au ajuns în această situație. Este vorba despre domnul profesor Pitringel. Salut, salut! Bună ziua, domnul director! Bună ziua! Ne cerem scuze că vă deranjăm de la emisiunea noastră Cafeaua de Dimineață. Domnul director, sunteți nominalizat împreună cu Liceul Rareș, Școala Domnească din Târgu Neamț, ca fiind o școală care a trecut în totalitate la învățământ online. Înainte am stat de vorbă cu domnul Oniciuc. Vreau să ne spuneți și dumneavoastră cum s-a ajuns în această situație și după aceea cum vă veți descurca pentru învățământul online. Da, bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Am ajuns în această situație, deși am depus în școală eforturi susținute pentru a asigura integritatea copiilor. Însă nu a depins totul numai de noi. Avem în școală un număr de 6 copii, elevi, de la Casa Ozana, un centru de servicii pentru copii cu probleme familiare, proveniți din familii cu probleme. Acolo a fost inițial, din câte am înțeles, un bărbat angajat acolo care a fost depistat pozitiv. Ulterior, când au fost testați copiii, în data de 12 ni s-a adus la cunoștință că un copil de-al lor, elev de-al nostru, este pozitiv. În acel moment, toți copiii au fost reținuți la centru. Nu au mai venit la școală din data de 12 octombrie. Ulterior, la alt control, efectuat în data de 19, deci mai recent, și ceilalți 5 copii elevi ai școlii noastre au fost și ei pozitivi. În această situație, ținând cont de legea care spune că la 3 copii infectați dintr-o școală și dacă sunt din clase diferite, se închide școala. Și astfel am ajuns în această situație. Deși, repet, noi am depus eforturi considerabile pentru a evita situații de genul ăsta, însă nu depinde numai de noi. Depinde și de viața de zi cu zi pe care o duce fiecare. Da. Haideți să spunem că la centru Ozana era un focar important și poate atunci ar fi fost bine ca respectivii copii să nu ajungă la școală dacă se raportau lucrurile și se luau măsurile atunci cum trebuie. Domnul director, cum vă descurcați cu învățământul online? În ce privește învățământul online, am asigurat camere video, transmisiile online. Nu vă ascund faptul că am reziliat un contract cu o firmă furnizoare de servicii, tocmai datorită faptului că eram nemulțumit de semnal. Am încheiat un alt contract cu o altă firmă care ne aduce semnal prin fibră optică. Am achiziționat camere Full HD, rezoluție de 1080, existau nemulțumiri. Acum am achiziționat camere și mai scumpe de videoconferință, am achiziționat și router corespunzător. Deci zic eu că lucrurile sunt bune, dar nu pot fi perfecte. Uneori mai există întreruperi, însă pur și simplu nu mai știm în acest moment ce să facem. Dar una peste alta zic eu că totuși e binișor, nu perfect. Spuneți-mi, deci veți fi 2 săptămâni în această situație? Nu? Nu, o zi, atât. Deci o singură zi? Da, pentru că din data de 12, după cum v-am spus, copiii au fost reținuți la centrul lor. Și atunci au trecut perioada respectivă. Exact. Și noi de luni copiii pot reveni la școală. Dar ce nu înțeleg eu este care este rațiunea să faci o singură zi învățământ online. Deci chiar nu pricep. Na, domnul Bănărescu mă depășește și pe mine, știi, unde e lege, noi tocmai am. Și trebuie să ne supunem. Bun. A fost hotărârea cu CJSU-ului și noi trebuie să ne supunem. Bine, am înțeles. După ce închid cu dumneavoastră, o să fac eu comentarii ca să nu vă implic pe dumneavoastră, știți? Am înțeles. Pentru că este absolut aberant. Da, deci... Noi a fost un sentiment de frustrare, pentru că, credeți-mă, puteți veni și în școală, vă aștept oricând să vedeți cam ce măsuri am luat. Nu zic că suntem perfecți, dar efectiv s-a muncit mult pentru a asigura integritatea copiilor și uite că totuși suportăm acest scenariu roșu. Asta e.
Vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc cele bune, sănătate la copii și cadre didactice și să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine. Deci, l-ați auzit pe profesorul Pitrinjel de la Târgu Neamț, Școala Domnească, deci o școală în care au fost cazuri și care este oprită de la funcționare pentru una bucată zi de vineri. Deci, cum funcționează fluxul? Eu sunt foarte curios de ce s-a luat această măsură pentru o singură zi. Cine a fost mintea creață care a așteptat atâta timp, a trimis copiii la școală și a luat decizia în ultima zi? Cred că este cazul ca aceste decizii privind școlile, dacă tot există descentralizare, să fie la mâna directorilor. Și acolo unde directorii nu intervin, așa cum s-a întâmplat la Rareș, să fie sancționați. Nu sancționați oricum. Oricum în ianuarie va fi etapa purificării directorilor PSD și numirii altor directori, vom vedea dacă sunt de culoare politică. Dar până atunci trebuie rezolvată această problemă. Când intră o școală, o clasă în învățământul online? Dacă se raportează astăzi, peste 48 de ore se discută raportarea, peste 24 de ore se face propunerea de la inspectorat către CJSU, CJSU se întâlnește după 2 zile, a trecut o săptămână, oameni buni. O săptămână. Este noaptea minții. Noaptea minții. Să așteptăm astăzi ora 13, după ora 13, ora 14, să vedem ce va hotărâ CJSU. Multe lucruri nu pot să facă decât să treacă în învățământ online cu toate școlile la Piatra Neamț, probabil și la Bicaz, nu mai vorbim de Girov sau localități mai mici, și să oprească pe cât posibil activitatea în anumite zone, restaurante, terase, etc. Acestea au fost ultimele informații din județ privind lupta cu COVID-ul. O să vedem dacă situația o va cere. La ora 14, după ședință, vom mai intra o dată în direct să comentăm ce anume se hotărăște și cum se hotărăște, pentru că, dacă observați, din discuțiile cu cei din teritoriu, aflăm că, da, se știa că sunt atâția copii de la Ozana, au fost ținuți acasă. Păi dacă i-au ținut acasă, de ce au mai oprit cursurile pentru o zi? Sentimentul de frustrare este extrem de înțeles în cazul acesta. La Rareș, dacă erau cazuri care se încadrau în reglementări, de ce nu s-a trecut la învățământul online mai devreme? Cine a oprit lucrul acesta, deși Consiliul a cerut? Sunt lucruri care ar trebui lămurite clar, direct și cu asumarea răspunderii pentru fiecare dintre cei care iau asemenea hotărâri. Ne oprim aici, vă doresc o zi bună. Dacă situația o va impune, la ora 14 vom intra din nou în direct să vedem despre ce este vorba după Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. La revedere!